4-5 bucăți de pește cod, uscat și sărat. Eu l-am lăsat la desărat timp de 2 zile, timp în care am schimbat de 2-3 ori pe zi apa. Mai avem nevoie de 15 cartofi, 5-6 cepe, toate tăiate rondele, 6 roșii, 2 ardei mari roșii, toate legumele tăiate rondele, 300 de ml de vin alb, ulei de măsline, 6 căței de usturoi tăiați bucăți mici, boia și sare. Am pregătit o oală în care voi adăuga ulei de măsline, după care voi adăuga jumătate din cantitatea de ceapă tăiată. Peste care vom adăuga jumătate din cantitatea de roșii tăiate rondele, jumătate cantitate de ardei roșii, peste ardei vom adăuga jumătate din usturoiul tăiat, după care vom săra, însă trebuie să fiți atenți cu sarea, deoarece peștele este deja sărat, mai bine adăugați la sfârșit sare, după care vom pune boia. Iar acum, peste condimente, vom adăuga peștele. Eu am 4 bucăți, așa că am să adaug acum 2 bucăți și la sfârșit 2. Iar peste pește vom adăuga jumătate cantitatea de cartofi curățați și îi vom așeza. Iar acum o vom lua de la capăt cu ingredientele ce ne-au rămas. Adăugăm ceapa, roșiile tăiate rondele, ardei, după care vom pune restul de usturoi, boia și sare nu mai adaug, deoarece peștele este sărat. Iar acum, spre final, adăugăm cele 2 bucăți de pește, după care acoperim cu cartofii ce ne-au rămas. Adăugăm ulei de măsline, un pahar de vin alb, circa 250 de ml 300. Acoperim cu un capac și lăsăm totul la foc mic timp de o oră jumate, până când cartofii devin foarte moi. Iar peștele nostru este gata, acesta este rezultatul, după 1 oră și 20. După cum vedeți, cartofii sunt foarte bine făcuți. Sper că ți-am fost de folos, nu uita să dai un like și să te abonezi dacă vrei să vezi următoarele rețete. Și până data viitoare, numai bine și poftă bună!